Industria, agricultura și sectorul construcțiilor resim cel mai puternic lipsa angajaților calificați. Tinerii preferă să caute locuri de muncă mai bine plătite în alte județe sau în străinătate. Conform datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, rata șomajului a scăzut în ultimele luni, dar deficitul de personal calificat rămâne semnificativ. Reprezentanții mediului de afaceri cer măsuri concrete pentru a stimula formarea profesională și angajarea localnicilor. Unele firme au început să colaboreze cu licee, facultăți și școli profesionale pentru a-și asigura personalul necesar. Totul vine la guvern, totul vine aici, e o salarizare foarte, foarte scăzută față de alte orașe. E lipsă de angajeri, de zici că crești salarizarea cu un milion jumate sau 150 de lei și pe urmă crești pâinea, în crești carnea, în crești mâncarea în general. Deci asta e toată problema. Deci existența, de acolo se duce toată problema. Nu știu, acum să vedem, poate, poate o veni vreo schimbare, cumva, cumva și o veni mai bine. Deficitul forței de muncă e de peste 15 ani. Proasta educație sistemul educațional, sigur. Zic că lipsă de angajatori. Nu sunt investitori, nu... De exemplu, eu în, Cum sunt eu în postura mea, am lucrat, de exemplu, la o fabrică de cablaj aici, în Târgu Ne-a trimis acasă pentru că nu mai este de lucru la investitorul care este din Germania. Și salariile. De exemplu, lucram la trei schimburi pe 2100 de lei în trei schimburi și salariile sunt o mare problemă, o mare problemă. Deși există inițiative guvernamentale și proiecte europene care vizează reducerea deficitului de forță de muncă, implementarea acestora este adesea lentă. Criza forței de muncă este una dintre cele mai mari provocări ale județului Gorj, cerând o colaborare strânsă între administrație, educație și sectorul privat.